Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Ah, scuze, nu v-am fost acolo. Focusează-te, mă! Cum se făcea asta? Ala-i! Nu, te focusează ce fața mai dă pula! Na, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip, vlog de data asta. Să vă povestesc ce-am pățit. Mi-am comandat acum câteva zile componente pentru PC. Frumos, de la EMAG, nu de pe ocazie, de unde vă luați voi calculatorul și pixuri, ce vă mai luați voi. Și aștept frumos comanda în jacuzziul meu, din elicopterul meu, de pe aterizat în iahtul meu privat. Și-a venit comanda și lipsea ceva. Sursa, ca în universul nostru, codul sursă, pe care dacă l-aș ști nu l-aș rescrie. Nu aș rescrie, dacă ar fi un cod sursă așa, notepad la univers, aș da select all și aș da paste la versurile din melodia nouă a lui Delia, 1, 2, 3, 4 și aș da peste codul sursa universului, așa. Dar mă rog, așa unde eram, deci mi-am luat componentele frumos și elegant și lipsea ceva, bă, v-am zis, sursa. Mi-am luat placă video nouă, mi-am luat Nvidia GTX 1070, deci acum pot să rulez orice rachetă de joc din lumea asta. Mi-am pus 16 GB RAM pe el, frumos, elegant. Mi-am luat și placă de bază de gaming. Și o sursă puternică care să le țină pe toate astea, frumos și rece, așa ca și sufletul meu. Și după aia am aflat că sursa se livra separat. Nu venea de la iMac, venea de la IT Direct, nu știu cum se numea, mă rog, am așteptat în jacuzziul din elicopterul meu privat parcat pe ea. Și vine comanda. Un pachet atâta. Atâta, pula mea. Sursa e atâta. M-am gândit ce naiba mi-au trimis toate dezamăgirile mele din viață cu tot cu sursă la pachet. Mă rog, am luat coletul, am urcat sus, m-am rugat să nu mor, să nu cad cu liftul, cum fac de obicei, mă rog, mă pun în genunchi în lift. Dacă mă vedeți în oraș sau ceva, că folosesc un lift, să nu vă mirați dacă sunt genunchi și Doamne, nu mă lăsa acum. Apropo, zic de liftul din blocul meu personal, e a meu tot. Și ajung sus frumos și dau să deschid cutia magică și gigantică. Și ce găsesc în ea? Două procesoare i5, două plăci video 950, ventilatoare de cooling, de gaming, de pula mea știe ce. Deja eram foarte confuz, că am dat 6 milioane pe placa de bază, deja în capul meu 950, 2950, n-are cum să fac, plus două procesoare, deja mă veneam. Pula mea, o să-mi țin calculatorul ăsta de gaming și țin nu numai să editez pe el și să dau render. Deci deja imagineam cum era munca mea de 10 ori mai ușor. Și am gata, acum fac mare sediu aici la Codrin Bradea Satana. Deci eram gen cu cutiile. Ghiciți ce? Nu erau cadouri de la băieții de la EMAG, că-s fani sau ceva, numai voi vă uitați la mine. Erau cutii gole. Gole! Golul o sunat din asta, nu din asta. O veni gole! Având în vedere că n-am comandat așa ceva și erau practic gratis, nu-i neapărat un dezavantaj, dar-s gole! Erau mai gole decât viitorul meu, ce-am verificat de mai multe ori. Unde-i placa video? Nu-i placa video. Unde-i placa video? Nu-i placa video. Nu e aici. Deci n-au fost, nu. Erau puse pur și simplu pentru că nu au avut probabil o cutie destul de mică pentru sursă să o livreze și bănuiesc că nu se poate livra sursa în plic. Așa că au pus o grămadă de cutii goale în jurul sursei mele, de plăci video, de procesoare, de ventilatoare, de ce au avut ca să țină pachetul așa, nemișcat, când îl aduce curierul. Atât. Băga mi-aș pula în viața mea acum. Superbă este viața mea. Apropo, dacă nu v-am povestit îndeajuns despre viața mea superbă, vreau să vă anunț că bicicleta mea a fost furată. Mi-am strâns bani să cumpăr bicicletă și cam la două săptămâni după ce mi-am luat-o, cineva s-a hotărât că nu prea am nevoie de ea. Și-a luat-o. Pur și simplu. A intrat în curtea interioară a blocului, care avea portă cu lanț. Bicicleta mea era prinsă de un suport metalic cu lanț de ăla gros cu material pe ăsta. A intrat pur și simplu, o luat bicicleta și a plecat. O luat și lacătul de la portă din curtea blocului. Și lacătul de la bicicletă. Și bicicleta, era culmea să o lasem acolo. Mă rog, se înțelege. Dar o lua și lacătul. S-o gândit, hai că poate scot 2 lei pe lacăt. Și asta e faza, că nu era într-o roată, fără lacăt, stând așa în fața blocului cu neon pe ea și firtificii și artificii. Era în curtea blocului, legată după o portă închisă, pula mea. Știu că vouă vi se pare amuzant, știu că probabil râdeți și vă căcați pe voi în momentul ăsta, dar mi se pare chiar așa, nu mă amuză chiar atât de tare, având în vedere că mi-am strâns bani să-mi cumpăr bicicleta aia. Planeam să strâng bani și pentru un GoPro și să fac vloguri de pe bicicletă cu GoPro pe cap.
dar nenea hoț a hotărât, a decis că nu n-ar vrea să vadă așa ceva, de s-a gândit nenea hoț, dă-l în pula mea pe Codrin, de ce trebuie bicicleta, așa e gros. Bă, nenea hoț, păi de-aia mea la bicicletă, o să merg cu ea, să slăbesc în pula mea. Dacă cumva nenea hoț, dai peste videoclipul ăsta și eu te găsesc, știi ce-ți fac? O să te leg și o să te pun să înghiți fiecare spiță de la bicicletă. O să topesc cauciucul și o să-ți fac supă din el. Și o să-ți țin gura acra și cu a treia mână o să-ți pun o pâlnie în gură și o să-ți torn așa cauciucul topit în gură. Mâncă ciorbă de cauciuc. O să te pun să pedalezi în continuu pe bicicletă și o să stau în paralel cu, într-o mașină cu o bâtă de baseball. Și zic, pedalează cât mai poți, când te opresc să-i lua bâtă în cap. O să iau ghidonul așa, ți-l bag așa în gât, nu, în ochi, îl bag așa în ochi. Și învârt așa la 720 de grade. În rest, sunt un tip simpatic și glumeț. O să te găsesc. Da, mă rog, să vă zic de ieri. Era o zi ca oricare alta. Iar am visat despre viitorul meu. Mi-am efectuat rutina zilnică. Doamne, te rog, dă minte și mie. Doamne, te rog, dă minte și mie. Și dintr-o dată, am văzut asta. Dar apoi mi-am amintit că le-am jucat pe toate, în afară de ăsta. Născut la bătaie. Nu, născut prin bătaie. Născut fără să fii vreun număr stasio. Mă rog, Battleborn, doamne futel. Parcă mi-amintesc și acum ce am simțit. Doamne, câți bani fac din YouTube. Nu, stai, amintirea greșită. Doamne, cât de bine mă simt. Da, așa, asta era amintirea. Și având în vedere că știu că sunteți mult mai săraci ca mine, deși nu știu cum pula mea e posibil să fiți mai săraci decât mine, de chiar și decât, bă, m-am gândit că oricum eu am jucat și am restul jocurilor, în afară de Battleborn, deci ăla o să mi-l țin mie și restul vi le dau foc. Opriți-vă, știu că sunt un erou, așa că tot e vin în capul vostru. Vă fac eu o scurtă descriere la fiecare. The Darkness 2, un joc în care trebuie să-ți folosești tentacule, nu-i porno japonez. Trebuie, o, e o creatură întunecată în tine, nu-i porno japonez. Și trebuie să-l omori cu puterile tale întunecate, mă rog, Spec Ops The Line. În sfârșit o să ajungeți și voi în Dubai, că acolo se întâmplă acțiunea în jocul ăsta, Sărăcile Dracului. Nu, serios, deci acțiunea se întâmplă acolo și nu vreau să vă dau niciun spoiler că personajul principal nebunește la final, că probabil n-ați mai jucat dacă ați ști deja asta. Duke Nukem Forever vi-l dau, mă, că mi-e milă de voi, mă. Am un mental breakdown, îmi vine să mă lovesc foarte tare. Mă rog, e un joc care trebuie să-mi puși creaturi și cam atât. Serios, atâta. Civilization 5, un joc de strategie în care un meci durează în jur de 4-5 săptămâni. NBA 2K16. NBA vine de la Nu bate Anticrist, un joc despre religie, mă rog. Mafia 2, un joc genial, atâta zic. Imaginați-vă un GTA până 1940, nu mai știu exact, de la 1920 pornește și se termină în 60, nu știu, că sunt 3 mafia, acum vine al treilea, mă rog, o să vedeți. Și Borderlands de pre-sequel, e al treilea joc din seria Borderlands, e Borderlands 1 și 2 și după aia vine asta. Ce credeți că e 2 și 1, am văzut, serios, tot trebuie să vă explic, chiar tot. Și mai e Tales from the Borderlands, dacă nu-l știți foarte tare, e gen The Walking Dead de la Telltale. Ce dracu să vă pun să faceți să câștigați jocurile? Știți să stați în mâini sau ceva? Cum adică dă-ne jocurile fără să facem? Bine, dar numai de data asta. De data asta, data viitoare aduceți voi un kilogram de roșii, măcar ceva acolo. Niște tele mea. Tu-s morții, mă. Din când în când meritați și voi atenție, cât de cât. Mai cât de cât de cât comparația asta. O să iau oameni random. O să pun videoclipul ăsta, îi dau share pe pagina mea de Facebook și o să iau oameni random de acolo, care dau like, care comentează, care dau share, nu știu, o să văd. Bine, dar vi le dau. Bravo. Oameni dragi, atâta eu nu vă mai țin. Sper că v-am încântat. Probabil v-am stricat ziua cu poveștile mele. Nu contează, de asta sunt aici, să vă stric zilele. E aproape 4 ani. Prezent, Codrin Bradia Bani. Știu că vă place oricum prea mult de mine, așa că o să vă tachinez și o să închei videoclipul aici, dar înainte de asta vreau să mai spun că dacă tot am zis că vă premiez în videoclipul ăsta, că sunteți fani al celui mai fain om de pe planetă, eu, Codrin Bradia Satana, țin să vă anunț și de un giveaway de la G2A, o făcut iar un giveaway pentru mine, îți niște pași acolo, vizit, să-i vizitați pe Facebook, pe mine, pe ei, să dați la, follow la mine, la, nu știu ce v-am mai făcut de acolo. Și premiază cu random 10 oameni cu câte
10 oameni, da? Cu 10 carduri de cât e 20 de euro. Adică carduri de 1 milion să futiesc pe jocuri acolo. A, mere, nu? Da, link-ul e în descriere la giveaway-ul ăla. V-am zis, vă dau jocurile random pe pagină. Doamne ajută! Eu v-am pupat, oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul. Și ne vedem data viitoare. Nu vă aștept data viitoare. GeForce 1070, mă, are LED-uri. Aveți și voi LED-uri? Unde? În frigider?